că la un târg de carte dintre cântări, vă spunem bun venit în standul editurii Humanitas pentru cel de-al doilea roman al lui Vlad Zografi, alături de noi Radu Paraschivescu, proaspăt ieșit dintr-o lungă sesiune de autografe. Pentru orice om este teamă și eu sunt un om căruia este foarte teamă că s-ar putea ca într-un minut să nu ne mai auzim din nou, pentru care voi fi cât se poate de scurtă. E al doilea roman al lui Vlad Zografi și dacă de obicei lansatorii când prezintă o carte aleg să spună pentru cine e cartea aceea, eu am ales să vă spun așa mitraliat și scurt pentru cine nu e cartea lui Vlad Zografi, romanul 7 octombrie. În primul și în primul rând, nu e o carte pentru cei fără umor. E obligatoriu să fii deschis înspre râs, chiar înspre râsul sarcastic ca locuri, e obligatoriu să fii deschis înspre ironie, înspre toate registrele umorului. Nu e o carte pentru cei fără sensibilitate la arhitectură, la geometrie, la muzicalitate, pentru că e o carte în care sintagme, cuvinte, întrebări își răspund una altuia, uneori și la distanță de 300 de pagini. Cred că întrebarea cheie a cărții apare la sfârșitul paginii 20, în josul paginii 20, iar răspunsul, care e doar un aparent răspuns, apare, cum zic, peste vreo 350 de pagini, chiar la sfârșitul romanului. Nu e o carte nici pentru cei care cred că despre temele grave nu se poate vorbi altfel decât așa în postură dostoievskiană, cu tâmpla obosită de atâta gândit și căzută în palmă. Nu, Vlad Zografi vine cu 7 octombrie și ne arată că într-o canava țesută cu mult umor, cu multă ingeniozitate, cu inventivitate, cu inventivitatea numelor proprii, care este cu totul și cu totul spumoasă, cu niște nume proprii care ele în sine sunt o poezie, vine și arată că în această canava e loc să țești întrebări despre moarte, despre dragoste, despre timp și chiar să reușești să configurezi poate că până la urmă cel mai potrivit și singurul răspuns cu putință dintre toate, și anume că e de preferat să îmblânzești temele astea grave pe cât se poate încă cât mai devreme din viață. E o carte care celor dintre dumneavoastră care l-au citit, îl citesc pe Philip Roth, le aduce aminte de complexul lui Portnoy, aș zice eu, în primul rând, dar sigur și alți mari scriitori se află undeva în structura de adâncime a lui 7 octombrie. E un roman cu care eu m-am înțeles. E o carte care m-a făcut să mă simt bine. Are un coeficient, mie cel puțin mi-a declanșat un anumit fel de siguranță, după care sunt flămândă ca structură psihică. Siguranța venită din structura narrativă, din circularitate, din refren până la urmă. Cred că dacă e să aleg să spun care e trăsătura principală a scrisului lui Vlad Zografi din 7 octombrie, spun că e un scris care mizează foarte mult pe refren, de aceea și spuneam că nu e o carte pentru cei care nu au sensibilitate muzicală. Titlul e un refren al cărții, Tramvaiul 16, statuia lui Vasile Lascăr e un refren, Cârciuma, porcăria unde se adună personajele, e un refren. Și în felul acesta ai iluzia cumva a siguranței și a predictivului, deși până la urmă cartea vine să spună că nimic nu e sigur și nimic nu e definitiv pe lume, decât la sfârșit pentru personajul nostru fără nume, singurul care nu are nume în acest roman e personajul Voce, lui doar femeile din viața lui îi spun fraierule sau bivule din când în când.
și singura lui siguranță rămâne acest 7 octombrie pe care sper să-i dezghiopați citind la rândul dumneavoastră romanul. Sper că nu vă cadrați în niciuna dintre categoriile despre care am spus că nu sunt chemate să fie numai decât cititoarele romanului lui Vlad Zobrav. Radu?